Dragii mei, avem o eclipsă de soare, da? O eclipsă de soare în berbec. Destul de puternică, aș zice eu, dar uite, pentru tine se poziționează foarte, foarte interesant, da? Pentru pești poate să reprezinte o nouă sursă de venit, da? Noi cursuri pe care le poți face pentru a învăța cumva despre bani, despre valoare, despre a te iubi, iar unii pești, poate, cine știe, acum vă aduceți aminte de un talent vechi și uitat pe care îl puteți pune în practică și pe care, bineînțeles, îl puteți monetiza. Tot pentru pești poate să însemne un nou proiect care are legătură cu zona străinătății sau tot pentru pești poate să însemne un nou proiect care ține de zona studiilor superioare, care ține de a călători, de ce nu? Însă eu aș merge pe ideea că peștii sunt foarte bine susținuți din punct de vedere financiar, începând cu această eclipsă.